Și locuitorii satelor din țara Făgărașului s-au prezentat astăzi la vot. Dacă la primele ore prea puțin s-au dus să exercite dreptul, după orele amiezii, numărul celor prezenți la urne a crescut simțitor. Majoritatea secțiilor de votare din satele țării Făgărașului au fost amenajate în incinta instituțiilor de învățământ. Ca de fiecare dată, oamenii și-au văzut prima oară de animale, au mers la biserică și abia apoi la vot. La primele ore ale dimineții, secțiile au fost mai mult goale. Doar numărul mare al sătenilor care au ieșit de la biserică a ridicat prezența la vot. Suntem pregătiți și așteptăm ca la sfârșit să avem un rezultat bun. Un procent aproximativ. Aproximativ 15% la această oră. În cursul dimineții a fost mai slabă prezența. Acum spre prânz, vedeți și dumneavoastră, este destul de multă lume venită și sperăm ca până de seară să fie în aceeași în ritm să vină. Din 842 de alegători s-au prezentat la vot până acum 165, cam un procent de 14%. Astfel n-am întâmpinat greutăți, buletinele de vot în două pachete au fost mai puține și într-unul mai mult cu două, dar mă rog, nu-i problemă, se consemnează în procesul verbal și în rest totul este ok. Deci până la ora actuală, alegerile se desfășoară în bune condiții. Pentru urna specială avem o singură cerere, un cetățean bolnav din satul Ilen care nu se poate deplasa. Nu am întâlnit nicio problemă, toți membrii comisiei, biroului secției de votare au fost prezenți, avem asigurate toate condițiile. Până în prezent s-au prezentat 192 de alegători. Cât despre ceea ce se votează, oamenii s-au dus destul de informați. Au văzut la televizor că pe lângă președinte mai au depus ștampila pe încă două buletine. Eu m-am descurcat foarte bine, nu pot să sunt foarte mulțumită, toate sunt bune și la locul lor, ce să mai zicem altceva, asta este. Vi s-a părut dificil faptul că ați avut trei buletine? Nu, că știam, că urmăresc televizorul într-una și știam că trei trebuie să fac. Cam mică prezența, e cam mică prezența. Alte, ce să spun, fiecare votează cu care crede că e mai bună. Un alt val de oameni este așteptat chiar înainte de închiderea urnelor. Sunt cei care abia la orele târzii își termină treburile gospodărești.